Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou videoclip pe acest canal. Astăzi vreau să vă prezint narghileaua tradițională Topmark Premium Large. O să vedem care sunt componentele acesteia, dar și caracteristicile. Haideți să intrăm în episod. Narghileaua Topmark este o narghilea egipteană, iar după cum se poate vedea, nu are atât de multe componente ca și o narghilea modernă. Coloana și downstem-ul sunt direct conectate la narghilea, nu se pot desfileta. Aceasta este narghileaua întreagă. Nu are nici diffuser, deci va fi o tragere restrictivă specifică acestui tip de narghilea. Ca și sistem de arisire, este unul clasic, simplu, pe bază de bilă. În partea de sus avem acest sistem de răcire cu gheață, dar despre acesta o să vedem mai târziu în episod care este scopul lui. Vasul de sticlă, un vas simplu, tradițional, care vine și cu un model, la care se atașează acest suport de silicon pentru protejare sau pentru a nu se răstura narghileaua în momentul în care o plasați pe o suprafață mai alunecoasă. Haideți să-i punem suportul. Furtunul vine împreună cu muștiucul deja conectat, care este un furtun căptușit cu piele. Narghileaua vine cu acest creuze ceramic clasic, împreună cu sită metalică care se atașează deasupra creuzetului. În pachet se mai află și aceste două perii pentru vasul de sticlă și pentru coloană. Garnitura pentru creuzet, garnitura de furtun este deja conectată, un clește pentru cărbuni și această tavă metalică cu brandul Topmark inscripționat pe aceasta. Montarea narghilelei este una cât se poate de simplă. Momentan luăm perile și le punem deoparte deoarece nu este nevoie. Luăm narghileaua care vine pe bază de garnitură și o atașăm la vas. Tava o punem peste sistemul de răcire. Luăm garnitura de creuzet, punem pe adaptor, urmat de creuzet împreună cu sita. Mai trebuie conectat furtunul la narghilea și gata, narghilea este montată, este foarte simplu, nu este niciun fel de dificultate pentru a monta. Acum mai trebuie să pregătesc creuzetul și să vedem cum se fumează de pe această narghilea tradițională. Această narghilea este o narghilea de dimensiuni mari, are o înălțime aproximativ de 92 de centimetri. Este confecționată din alamă, ceea ce o face să fie destul de ușoară. Mai devreme ați văzut că downstem-ul nu prezintă diffuser, deci tragerea este una restrictivă, specific acestui tip de narghilea. Haideți să vă explic care este rolul sistemului de răcire. În acest sistem se vor introduce cuburi de gheață pentru a răci narghileaua. Datorită materialului, alama se încălzește destul de repede, iar fumul care parcurge prin narghilea este cald, iar aceste cuburi de gheață ajută la răcirea narghilelei. Momentan eu nu folosesc gheață, deoarece fumez o aromă de strugure cu mentă, care este destul de fleșirocoritoare și nu am nevoie. Acum vreau să vă arăt sistemul de aerisire al acestei narghilele. După cum v-am spus, este unul simplu pe bază de bilă, însă este unul destul de greu, se suflă destul de greu în narghilea,
iar fumul nu este scos din vas printr-o singură suflare, deci necesită mai multe aerisiri pentru a scoate tot fumul din vas. În general, pe o narghilea tradițională, ca și aceasta din videoclipul de astăzi, este bine să fumați doar o singură aromă pe ea, deoarece aroma pătrunde în materialul narghilelei, iar cu cât aveți mai multe sesiuni cu aceeași aromă, aroma va fi din ce în ce mai bună. Dacă fumați o altă aromă pe narghilea, este posibil ca și gusturile să se combine și să rezulte un gust neplăcut. Așadar, recomandarea mea este să fumați doar o singură aromă pe această narghilea. Acesta a fost review-ul la narghileaua Topmark Premium Large, varianta cu sistemul de răcire. Dacă v-a plăcut, nu uitați să lăsați un like, un share și un subscribe canalul de YouTube Narghilea Shop România, iar noi, bineînțeles, ne revedem data viitoare.